Să facem cunoștință! Sunt Verejan Ina și vă propun să urmăriți imagini haioase din culisele reportajelor create și prezentate de mine pentru portalul de știri mondene Discoteca MD. Vă propun să auziți și niște bâlbe. Celor din spatele meu le este cald, deoarece au luat parte la petrecerea cea... Se va amuza și de niște momente imprevizibile care m-au șocat. Hai să cheamă! Ce super! Prostă atlistă! Prostă super! Grasă ta! Super! Să simțiți emoțiile mele înainte de a face un stand-up. Și să urmăriți câteva fragmente din interviurile în timpul reportajului video online. Chestii din asta, da, de care arată Ina. Ina poate să vă arate mai bine așa. Dacă tot vorbim despre culisele unui reportaj video, haideți mai întâi de toate să descifrăm ce înseamnă de fapt cuvântul culisă. Salut, Doru! Salut! Salut, George! Bună seara! Este ceea ce se ascunde înapoi a unui fapt, unui eveniment, de desubturile unei situații. Mă mai uit așa, prea strigă, pe dreapta, poate observ ceva drăguț, nu știu. Mihai nu are jumătate, nu ai așa? Nu am. Nu are. Acesta și este scopul meu, să vă dezvălui toate momentele, atât plăcute cât și imprevizibile, în timpul unui reportaj video. Одно слово, которое тебе вот лежит на сердце, которое больше всего запомнилось из разговора. Какое-то матерное, по-моему, слово. Нет, это не... Ну, сделайте пик там как-нибудь. Să începem cu bâlbele în timpul unui stand-up. În dicționarul explicativ, cuvântul bâlbă se definește prin a pronunța nedeslușit cuvintele, repetându-le și împiedicându-se în rostirea lor, din cauza unui defect natural, a emoției sau a enervării. Defecte în vorbire parcă nu am, dar emoții și nervi pot spune cu certitudine că m-au luat de-a binelea în timpul filmărilor. Mie îmi place să fac stand-up-uri și de fiecare dată mă străduiesc să fie diferite și cât mai interesante. A doua noastră stație este clubul de noapte Faraon. La o petrecere deosebită, pe neapat, se va petrece seara, rămâne de văzut. Uneori fac stand-up-urile foarte ușor. Vacanța se consideră un lux, dar a devenit necesitate pentru chefomanii care știu adevăratul sens al distracției și în special a petrecerilor de vară. Alteori însă îmi trebuie și 20 de minute ca să filmez unul. Nu văd nicăși ne răz, vopșe! Nu vreau să fac stand-up. Și cu toate că suntem toți uzi. De exemplu, la acest stand-up, nu puteam să mă concentrez la text și la mișcările pe care trebuie să le fac în timp ce vorbeam. Niciodată nu obosisem atât de mult, dar cred că s-a meritat efortul. Cu toate că ploaia tot nu se mai oprește, dar trupa din România, Nagoale, a reușit să facă o atmosferă incendiară. Continuăm cu interviurile pe care de obicei le făceam pe la 3 dimineața. Cam pe atunci, intervievații mei erau foarte veseli și numai bun de răspuns la întrebări provocatoare. Și acum, în special pentru Discoteca MD, dansul nostru special. Da. N-au lipsit nici bâlbile. Ce
iar gălăgia și muzica exagerat de tare au prezentat impedimente majore în timpul interviului. Vara ne aduce cele mai fără petreceri. Sara de joi nu este o excepție de la regulă. Tocmai de aceea am hotărât să vizităm clubul de noapte militare la un eveniment special. Sărbătorim ziua de naștere a trupei Sans Rock Project. Și la final, vă propun să urmăriți cele mai plăcute momente pentru mine în timpul creierii unui reportaj video. Sunt și eu, mă calbasesc de Doamne ferește! E dimineața deja! Distracția a fost una pe măsură! Ne vedem când ne întâlnim! Pa, pa!